În cel mai scurt timp, în centrul vechi al municipiului Botoșani va funcționa o secție a poliției locale. Prin aceasta se dorește sporirea siguranței cetățenilor, dar și prevenirea faptelor infracționale și antisociale care se înregistrează în această zonă. Înființarea unui post de poliție locală în această zonă reprezintă un prim pas în a face centrul vechi mai atractiv pentru locuitorii municipiului Botoșani. Important este ca la acel post de poliție să existe cam același personal care să îi înțeleagă, să cunoască fenomenul, că degeaba fac eu patrule în timpul vechi, în centru vechi, patrule de poliție locală sau mixte, dacă tot îi schimbăm. Este, dacă vreți să ne ducem undeva înspre munca fostului sectorist sau polițistului de proximitate. O altă măsură luată în calcul de administrația locală este includerea de programe de reinserție socială. Totodată, primarul Cătălin Flutur dă asigurări că în centrul vechi se vor organiza mai multe manifestări de amploare, ca spre exemplu September Fest. Edilul ia în calcul și revitalizarea activității de alimentație publică prin rezilierea celor care au primit spații pe o chirie modică și concesionarea către alți agenți economici dornici să-și desfășoare activitatea. Dar cel mai mare regret al lui Cătălin Flutur este că după plecarea sa din primărie în iunie 2012, romii mutați la demararea lucrărilor de reabilitare a centrului vechi au revenit. Atunci, o treime dintre case au fost transformate în locuințe de serviciu pentru persoane care lucrează în instituții finanțate de la bugetul local. În primul rând am evacuat chiriașii. Nu vreau să folosesc cuvântul rom sau i-am evacuat din centrul vechi ca să lucrăm în centrul vechi. Ulterior am găsit varianta ca o treime din clădirile, din locuințele din centrul vechi să le transformăm în locuințe de servici, gândindu-ne că în momentul în care vor veni actori, artiști de la filarmonică, polițiști locali, asta înseamnă locuințe de servici, vom mai dilua fenomenul din centrul vechi. Flutur a precizat că atunci se putea decide în Consiliul Local ca numărul acestor locuințe să fie mai mare și astfel mulți dintre chiriași nu s-ar mai fi putut întoarce. Noi n-am recepționat centrul vechi înainte de iunie 2012. Iar cei care au venit la conducerea primăriei după iunie 2012 au decis ca cei evacuați atunci să vină înapoi în centrul vechi. Repartițiile și repopularea centrului vechi s-a făcut după ce am plecat eu de la primărie în 2012. După revenirea la conducerea primăriei, Cătălin Flutur a comandat un studiu vizând centrul vechi. În urma acestui studiu s-a constatat că în momentul de față sunt 416 etnici romi. Cei mai mulți etnici romi sunt copii. Din cei 416 romi, foarte mulți au locuințe proprietate personală și nimeni nu-i poate scoate din propria locuință, a mai precizat primarul Cătălin Flutur.